Because some things are just worth fighting for. Și salut, sunt Crusader. Iar eu sunt Ebolas. Și astăzi vom prezenta într-un meci între veteranul Jimpo și jucătorul Protoss ATN Zoke. Bineînțeles, mapa este Blistering Sands, o mapă pe care încurajează un pic agresiunea de început. Desigur, de multe ori am văzut harta aceasta transformându-se într-un macrofest, pur și simplu amândoi mergând pe o agresiune de început și ținând pas cu pas această agresiune. Categoric, categoric. Harta de asemenea mai prezintă și acele destructible rocks din background-ul bazei și poate să reprezinte o adevărată amenințare pe parcursul meciului, mai ales pentru teran, care în cazul unei extinderi rapide poate să primească un backdoor attack din partea adversarului său. Desigur, desigur. Ce ar mai trebui să menționăm ar fi, să vă încurajăm să faceți, este să vizitați site-ul nostru starcraft.dominiofizicas.ro. Cum am mai spus în enumerate rânduri, este un site care se ocupă de generalități, de noutăți despre videocasting-uri în, bineînțeles, în materie de StarCraft și să ne lăsați un pic de feedback, să știm că existați. Da, este foarte important acest feedback, după cum am spus noi și în alte videouri și cu alte ocazii, feedback-ul reprezintă motorul dezvoltării noastre, comunitățile se bazează pe acest feedback, dacă ne lăsați acolo comentarii și păreri, este un lucru demn de admirat, pentru că noi încercăm să promovăm gamingul în România, să promovăm StarCraft-ul, iar prin aceste videouri trebuie să vedem dacă voi apreciați munca noastră și dacă veniți cu inițiative și cu păreri acolo pe site, feedback-ul este punctul nostru forte. Desigur, desigur. L-am văzut pe teran făcând un scout foarte meticulos cu acest SCV, a trecut pe lângă brașul din spate de la Destructible Rocks, a trecut chiar și că pe lângă mineralele de la Naturala, s-a activat până și Zelnaga Taurul. Foarte speriat se pare de un proxy play din partea Protossului. Este convins și el că această mapă încurajează agresiunea de început. Care crezi că ar merge, pe ce build crezi că ar merge Protossul în... Inițial tind să cred că Protossul pleacă pe o agresiune încă din early game, unități de tip Forgate, de asemenea văd că și teranul se pregătește pentru oarecare defensivă, a scos prima marină, vedem un Reaper antrenat, probabil cu acea unitate va face puțin scouting, face în acest moment al doilea barracks, probabil o să plece pe o construcție de tip bio. Bio, mai mult ca sigur, M&M va fi răspunsul foarte mult, foarte popular build-ul acesta. Am văzut și un build destul de inedit din partea lui QXE într-un match, a mers pe Master Reapers și a ținut Protossul în bază surprinzător, a reușit să-l țină în bază pentru că nu putea să plece. În momentul în care ar fi ieșit din bază, Reaper ar fi demolat toate dronele acestuia. Bineînțeles, avea setată și câteva buncăre în caz de Protossul va merge pentru un contraatac. Vedem acum aici un pilon proxy și către ce build credeți că ne îndreptăm? Va fi pe urmă un Forgate push sau va fi un Mega Cheese? Nu știu, nu cred că o să fie chiar un Forgate rush, pentru că în baza Protossului nu este momentan decât un singur gate, a plecat și cu acele unități, un Zealot și un Stalker către baza teranului, desigur va fi un early pressure, dar nu cred că va merge pe Forgate, ci mai degrabă cred că va face o compoziție a armatei cât mai variată. Desigur, se pare că teranul a făcut un mic haras aici cu Reaper-ul, are 2 kill-uri, Protossul și-a dus în bază foarte inteligent un Stalker să oprească această agresiune de început și acum îl vedem pe Zoke întorcând favoarea și mergând direct către linia de minerale a lui Jimpo, care până la urmă reușește să înconjoare acest Zealot, îl doboară, rămâne pe 1 HP acesta până când este distrus și Stalkerul are doar 3 HP, probabil că îl vor ajunge din urmă SCV-urile și agresiunea s-a terminat. Dar vedem aici antrenând un Voidray, mișcare foarte ciudată. Crezi că ar merge acest build pe harta aceasta?
Categoric este unul foarte inspirat, deoarece voidrile necesită un anume timp în care sunt angajate în atac pentru a-și mări damage-ul și poate profita acest protos de aceste destructible rocks pentru a-și încărca damage-ul la voidrei și pentru a pune presiune constantă asupra teranului chiar de lângă baza sa. Vedem aici cum încearcă să distrugă un supply depot, și să-și încarce damage-ul pentru a pune cât mai multă presiune pe teran, dar nu cred că va face foarte mult damage în acest atac. Se pare că în bază se pregătește, are 3 gateway-uri pe drum, mai mult ca sigur le va upgrada în warp gates în secunda în care aceste gateway-uri se vor termina și i-a respins totuși primul void ray. Jimbo foarte bună și-a stimuit marinii, i-a scăzut un pic din viața reală acestui Voidray, dar dezavantajul la Steampack este bineînțeles pierderea de HP irecuperabilă și nu-l văd să aibă vreun medivac pe teren. Da, probabil că va alege să facă și medivacul în curând, deoarece până acum nu vedem decât armată de tip bio, nu a scos încă mechanical, vedem o unitate foarte neobișnuită în acest stadiu al jocului, acel Ghost are încă mană de EMP. Cred că o să folosească foarte bine această armată bio pentru a reprima încercările repetate ale protosului de a crea presiune cu aceste void rays. Desigur, și îl vedem acum pe Zoki, încearcă să intre în baza lui Jimpo, două piloane puse în colțuri opuse, unul la intrare și unul la poarta din spate pentru a putea să warpeze trupe, să-l prindă într-o mișcare greșită pe Jimpo și deocamdată se pare că armata lui Zoki este clară superioară cea a teranului, dar avem o nucleară pe drum, sunt curios dacă o va folosi defensiv și primul medivac este pe drum, acum vedem lansarea nucleare. Da, e chiar interesant această mișcare a teranului de a folosi nuclear tactical nuke pentru a-și pune protosul și adversarul în dificultate. Foarte, foarte mari pagube au suferit aici Zoki, după cum ați văzut, mai puțin de un Voidray și doi zeloți au fost doborât, se pare că divina pe sunet. În timp, se pare că săracul ripă din baza protosului a fost doborât, nu mai văd acolo. Și Jimpo este foarte încrezător, mai merge pe un command center destul de rapid, aș spune eu. Da, este un pas logic în dezvoltarea sa. Dacă stă prea mult one base, această armată de tip bio o să cedeze sistematic și o să fie în dificultate. Dacă alege să extindă cât mai curând sau pleacă pe o dezvoltare de tip fast expand, o să aibă mai multe șanse să creeze presiune asupra protosului și să își varieze army composition-ul cât mai mult pe parcursul meciului. Desigur. Și acum îi vedem pe amândoi jucători de când la ofensivă. Teranul cu această armată bionică pe care o are, iar se pare că protosul încearcă cu acum două voidrey-uri să pună presiune pe baza teranului, pe infrastructura lui, de fapt, să îi distrugă cât mai multe clădiri productive pentru a putea să-i anihileze acest prim atac cu câțiva găuști, două medivacuri destul de low pe energie pentru a putea heala așa o armată vastă. Vedem acum primul angajament, se pare că dronele sunt cele care conduc atacul și o nucleară destul de ciudat poziționată. Oricum, cine crezi că este deocamdată în avantaj? Se pare că amândoi merg pe un base race. Da. Practic, în acest moment aș putea spune că teranul este cel care și-a creat un oarecare avantaj pentru că protosul a ales să facă un atac de tip all-in. Teranul poate să reintre în meci oricând, are armata aceea de tip bio care reprezintă o adevărată amenințare, pe când protosul, dacă eșuează acest atac, cred eu că nu să mai revină în meci și nu să mai aibă cum să recupereze dezavantajul creat. Categoric. Și vedem acum foarte frumos Jimpo a distrus și el la rândul său destul de multe SCV-uri. A încercat întâi să snipe-ui acest command center, a fost înconjurat instant de foarte multe SCV-uri. Teranul se pare că a pierdut un pic timp, a distrus și pilonul acesta și de-abia acum se întoarce în bază. Infanteria sa este foarte, foarte low HP.
Da, dar eu consider că în acest moment Protossul este dezavantajat clar, are un număr foarte redus de unități, iar infanteria aceasta, dacă este folosită cu înțelepciune și folosind CV-urile pe post de damage taker, o să reușească să-i scoată acest număr redus de unități foarte, foarte ușor. Am văzut acum și în colț câteva SCV-uri s-au reparat înainte de luptă, se pregăteau de ce e mai rău și vedem acum angajamentul. Wow, totuși foarte mulți marini sunt doborâți, rămâne doar cu un singur ghost și va fi instant anihilat, se pare, de această armată. Exact, folosindu-și aceste void ray încărcate, poate să scoată foarte ușor din joc armata bio a tăranului, nu-i creează dificultăți prea mari, dar cred că tăranul o să încerce să scoată în curând un viking pe câmpul de luptă pentru a scoate din joc acel void ray și pentru a-și asigura implicit victoria. Victoria, da, îl vedem, este o mișcare disperată, aș putea spune, void ray-ul acesta, dacă rămâne permanent încărcat și are și să distrugă măcar o clădire productivă, starport-uri sau o baracă, cred că victoria ar reveni lui Zoche, totuși doar cu un singur void ray, se pare, și din păcate, după cum vedeți, void ray-ul a picat și Zoche dă GG-ul. Ceva concluzii de final? Da, după cum spuneam și mai devreme, parcursul meciului, Protossul a ales o tactică de joc foarte interesantă, s-a bazat foarte mult pe acel map control și presiune constantă, a știut încă de la început că are două opțiuni, fie creează presiune constantă până îl scoate din joc definitiv pe tăran, fie dacă acest atac îi eșuează, trebuie să recurgă la un atac de tip all-in, și dacă acesta eșuează și el la rândul său o să fie GG. Categoric și astăzi se pare că Jimpo este victoriosul. Vă mulțumim că ați urmărit castul de astăzi. Și țin să vă amintesc că în curând este un concurs foarte important desfășurat pe starcrafty.ro. Este un concurs de tip invitational, unde o să vedeți doar cei mai buni jucători din România, premii foarte, foarte mari. O să fie interesant de urmărit și vă invităm să fiți alături de noi în acest concurs, unde o să facem și live stream și comentarii apoi pe replay-urile rămase necastate. Desigur, cum a spus și colegul meu, pe data de 21 decembrie, mai precis ora 3, vă așteptăm pe live stream. Linkul va fi aprovizionat în foarte curând timp. Sperăm să fie meciuri cât mai interesante, sperăm să le urmăriți cu plăcere și să ne bucurăm de ele, mai ales în perioada sărbătorilor. Exact. Cam atât cred că este de spus. Până la viitoare, eu sunt Crusader. Iar eu sunt Ebolas. Play hard, go pro. Vă mulțumim.